Vlogărița Valeria Lungu, care trăiește din călătoriile de lux pe care le prezintă, apoi pe internet nu vrea să-și anuleze plecarea în Egipt. Ce o face pe ea să nu-și anuleze plecarea în Egipt, ne spune chiar acum Valeria. Valeria, te rog frumos, haide să luăm un loc. Și în toată nebunia asta, toată lumea vorbește, stați acasă, izolați-vă, tu pleci. Da. Pleci în Egipt când? Plec în Egipt, pe 23. Dar ești sigură? Da. Și ești sigură că vrei să faci treaba asta? Da, o să fac chestia asta. Dacă se vor afla și cazuri în Egipt, normal nu o Dar să sunt plec. Sunt cazuri în Egipt? Deocamdată, din ce am vorbit eu cu hotelul, e totul safe, lucrurile nu sunt atât de panicoase. În Egipt, uite, în Egipt sunt 80 de cazuri și 2 decese. E un site unde worldmatters.info, unde lumea poate să vadă în timp real tot ce se întâmplă. Da, da, știu. Și de asta vreau să te întreb. Adică, uite, sunt totuși cazuri acolo, sunt oameni, tu te duci pentru ce? Ce vacanță poate să fie aia în care tu te duci și toată lumea e panicată, toată lumea stă izolată? Păi eu mă izolez pe plajă, la mare. Ce izolare frumoasă, nu? Păi decât da, să stau acasă. Nu consider că e periculos? Acum, serios. Deocamdată nu. Dacă va fi periculos și dacă o să vorbesc cu directorul acelui hotel și o să-mi zică, da, este periculos, nu veniți, uite, bă, avem cazuri în hotelul ăsta sau etică situație, dacă vor veni italieni pe acolo, normal da, nu da, o să până la hotelul zburăm. Respectiv, până ajungi în Egipt, trebuie să treci prin aeroport, trebuie să treci prin diferite măsuri. Da, mănuși, dezinfectant, mască, totul va deci fi asta la... asta mai poate fi o vacanță, să pleci cu masca, cu mănușile, tot și te duci... Da, nu e o problemă, nu e o problemă. Până ajungem pe plajă, putem să facem lucrul ăsta. Deci când te întorci? Și când mă întorc... Nu știu ce se poate întâmpla, că... Ce se poate întâmpla? Nu vreau să... Să închidă granițele sau să se agraveze situația? Nu e problemă, uite, rămânem la hotel. A prelungit vacanța pentru încă o lună în Bali. Nu e problemă. Stai și noi încă o lună în Egipt. Sau poate acolo, acum serios, să te duci într-o zonă unde pui mâna pe tot felul de lucruri, de obiecte. Poate acolo au fost alți turiști, poate s-a întâmplat să existe acest virus. Și apoi vii acasă și pe frumoasa ta mamă o iei în brațe și uite ce... Nu, că plec cu mama. A, pleci cu mama? Da. Amândouă? Da. Super. Și nu ți-e teamă? Nu. Deloc? Nu. Nu, eu nu iau razna, oamenii o iau razna și nu e ok. Trebuie să fim destul de normal la cap. De ce să ne cumpărăm ulei, 5 baxuri de ulei sau habar n-am, nu știu, 30 de tone de hârtie igienică și așa mai departe? Ai adică, dreptate să nu fim panicați, dar în același timp să fim precauți, trebuie. Exact, nu? Păi sunt destul de precaută. Iau mănuși, iau aia, nu pot să mă închid în casă, să-mi dau dar și jaluzelile jos. Dar nu poți să amâni vacanța? Ba da, dacă se va întâmpla să nu, normal. Nu o să plec. Acum nu simți nevoia să o amâni. Nu, acum nu simt nevoia să fac chestia asta. Și e pregătită? Da, sunt 100% pregătită. Activitatea ta, pentru că tu treci din treaba asta, te duci, vizitezi tot felul de țări, faci fotografii la hoteluri, postezi, din asta trăiești. Da. Simți că da. S-a mai diminuat povestea, interesul companiilor? Nu, abia am venit. Am venit pe data de 20 februarie, abia când începuse chestia Milano. Ai venit din Italia? Am trecut prin Italia, dar a fost ok. Deci acum 3 săptămâni, stați că a stat 14 zile. Nu, toată lumea am a făcut spatele camerei de filmat. Oh. Nu, am fost o zi în Milano, adică am fost prin trecere prin mai multe țări, dar a fost ok. Adică nu am avut contact cu italienii atât de, să zic, față în față. A fost, nu mă duc în Italia acum sau în Germania, nu știu, sau în alte țări care chiar e amploare foarte mare. Dar și acolo e, peste toate. Zic, dacă o să fie situația foarte gravă, normal nu o pun nici pe mama, nu mă pun nici pe mine într-o situație în care zic, mă, haideți să veniți să mă mâncați-mă cu virusul. Nu, adică sunt destul de capabilă să înțeleg că da, pot să anulez această vacanță sau hai să vedem până în ultimul moment dacă mergem sau nu. Adică sunt și eu și mama, suntem destul de precaute în Dar situația asta. Dar după ce te-ai întors în 20 februarie, ai stat așa mai izolată? Au trecut 3 săptămâni de atunci. Nu prea am ieșit, să zic, din casă. Chiar nu am ieșit. Am ieșit dacă am avut treabă, chiar am ieșit ieri în mall și mallul efectiv era gol. Și am ieșit cu mama să facem niște cumpărături. Și am ieșit, dai să luăm un lapte, pâine, ceva lejer de casă și lumea era
plină cu tot felul de chestii și ulei și am zis, aoleo, hai că lumea chiar intră în carantină rău de tot. Eu nu mă panichez. Nu te panica, eu sunt, dar să fim responsabili. Da, sunt foarte responsabilă, îmi iau mănuși, mi-am luat cât vrei dezinfectat prin toată casa, dezinfectez mașina, pe telefon, încălțămintea, pe orice pun mâna până și microfonul ăsta. Să fim sănătoși și să ne vedem cu bine. Așa este.